În intervalul 10-16 martie, în județul Satu Mare, a fost înregistrat un număr de 887 de viroze respiratorii și pneumonii, potrivit evidențelor Direcției de Sănătate Publică. Din statistica instituției, rezultă o creștere semnificativă față de perioada anterioară, 3-9 martie, când au fost înregistrate 665 de îmbolnăviri. Cele mai afectate de îmbolnăvirile de sezon sunt persoanele aflate în grupa de vârstă 15-49 de ani.